Vineri 11 iunie este ultima zi de școală pentru elevii claselor a 8-a, care pe 22 iunie începe examenul de evaluare națională 2021. Aproximativ 146.000 de elevi, primii care au mers la școală în clasa pregătitoare, termină gimnaziul vineri. Până vineri se fac și înscrierile la examenul de evaluare națională. Elevii de clasa 8-a sunt înscriși automat de școlile lor, ei nu trebuie să completeze fișe, așa cum este cazul celor care susțin bacalaureatul. Elevii de clasa 8-a care sunt internați sau carantinați din cauza COVID-19 au șansa unei a doua sesiune a examenului între 5 și 6 iulie. Generația care susține în 2021 evaluarea națională a fost generația premierelor. Elevii care termină vineri clasa 8-a sunt primii care au mers la școală în clasa pregătitoare în 2012. Pentru aceștia, o premieră este și formatul testului la examenul de evaluare națională 2021. Este vorba pentru prima dată de subiecte inspirate de testele PISA, care constau și la limba română și la matematică, într-o broșură de 10 pagini cu subiecte care trebuie rezolvate și completate acolo. Programa pentru acest examen, inspirat de testele internaționale la limba și literatura română, a fost modificată de două ori, mai întâi în martie 2020, apoi ca adaptare la pandemie și școala online în februarie 2021 și la română și la matematică. La începutul lunii, Ministerul Educației a făcut și câteva modificări față de ce se știa despre regulile la examen până acum, precum faptul că elevii vor avea 15 minute să-și completeze datele și abia apoi începe să curgă cronometrul pentru cele 120 de minute, sau faptul că elevii pot sublinia cuvinte sau desena figuri geometrice. Elevii de clasa 8 au susținut și simularea examenului de evaluare națională. Rezultatele acestora, publicate pe 16 aprilie, au arătat o promovabilitate de peste 65%, ceea ce reprezintă cel mai bun rezultat din ultimii 5 ani, având în vedere și faptul că în 2020 nu au fost organizate. Mai mult, 980 de elevi au luat 10 la matematică la simulare. La începutul lunii mai, calendarul admiterii la liceu pentru absolvenții clasa 8 a fost modificat printr-un ordin de ministru din 23 aprilie, iar potrivit acestor modificări, repartizarea computerizată a absolvenților de clasa 8 va avea loc pe 24 iulie. Completarea fișelor de înscriere are loc în perioada 16-22 iulie, iar părinții trebuie să-și anunțe intenția de depunere a dosarului prin telefon sau e-mail în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, pentru a fi realizată o planificare.